Mulți dintre dumneavoastră vă întrebați probabil ce s-ar fi putut face cu banii care au fost cheltuiți pentru referendumul din weekend. Deputatul Emanuel Ungureanu a prezentat doar câteva din posibilele destinații unde ar fi putut ajunge acești bani. 45 de milioane de euro au fost irosiți de coaliția PSD-ALDE pentru un referendum complet inutil. Sunt trei clinici de cancer care așteaptă bani de la guvern prin Casa de Asigurări pentru programul de radioterapie. 36 de medicamente noi care pot salva vieți nu au finanțare. Chestiuni de viață și de moarte. Cine răspunde pentru cele 45 de milioane de euro pierdute. Câte spitale puteam renova sau construi de la zero. Două doamne de fier cu inimă de aur, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, construiesc o clinică de cancer de la zero, care va costa 12 milioane de euro. Cu bani din SMS-urile noastre, nu cu bani guvernamentali, a scris deputatul pe rețeaua de socializare Facebook. Emanuel Ungureanu, care este și vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, a prezentat și imagini filmate cu o zi înainte de acest scrutin din exteriorul secției de pneumologie din Cluj-Napoca, în care sunt îngrijiți copiii care au tuberculoză. Din imagini se vede clădirea veche care avea nevoie de reparații urgente și de modernizări.